asta. Ridică-te, ridică-te. Salut! Astăzi nu discutăm doar de tendințe de toamnă, ci discutăm și de cum ne tundem, cum ne aranjăm părul, ce produse de styling, hairstyling trebuie să ai și ce nu mai ai, cu barba, că știi că vorbeam noi de mustață, de barbă, ulei, de alea, să nu te mănânce, să nu te scarpine. Și discutăm de bine, nu mai folosim gel, ne spune Jean toate. O să tundem unul, doi băieți, pentru că nu s-au tuns la timp. Deci, e și asta cu regularitate, pe băieții nu scară, eu mă pot tunde la o lună. N-am păr alb încă. Păi da, deci pot să mă tund cât de rar vreau, pentru că nu e nicio problemă, dar băieții, păi le crestule, se vede ca naiba. La bărbat se vede imediat. Am o întrebare de sezon înainte să începem. Blană la bărbați iarna sau nu? Da. Blană naturală, la guler, la guler, la guler doar. Nu, blană de aia mare, nu, aia mi-o dai mie, mi-e mie o șinșila frumoasă, eu sunt, aia poți să mi-o faci cadou. De toți banii. Un guler de la... Clar, o distrug. Deci un guler de la de pimp merge așa, nu? Băi, merge, da, trebuie să-ți asumi, voi fiți foarte atenți, că o glumă de asta te duce într-o zonă, să știi că românii au senzația că dacă porți blană, ai anumite preferințe sexuale. Te-ai minorocit, deci te caută numai băieții. Nu, eu vă zic ce se întâmplă. Păi am scris pe Facebook la un moment dat, bă, urăsc haterii. Și eu am pus o ținută foarte frumoasă și mă așteptam la comentarii. Trebuie să fii de la nu știu ce. Și am zis, vă rog eu din suflet. Azi nu îmi comentați de astea, fără hate, că nu vreau. Deci nu vreau să știu părerile voastre, ideile preconcepute. S-au ofticat, mi-au zis, dar ne-ai dat-o așa din prima. Nici ne-ai obligat să nu mai spun. Nu mai zicem nimic. Da, domnule, păi gata, ce. Bun, deja e din echipa lui Cristi Pascu, el tunde mulți băieți, bine și fete. Dar băieți mulți și eu îl văd acolo, tot timpul vine cât un băiat la el, se aranjează, se... am văzut, m-am dus ieri la coafat și am văzut, de exemplu, era un băiat care era chiar și aseară. Da. Și care este și clientul tău, de altfel. Și clientul, bine, majoritatea, suntem împărțim clienții, ne batem pe ei. Da. Nu ne batem, îi împărțim. Dar întrebarea mea este următoarea, la cât timp trebuie să se tundă un bărbat? Mai în general, este o regulă, bărbatul trebuie să tundă undeva la 7-10 zile, pentru a arăta impecabil. Da, pentru că... La 200 mă tunde. Și barba? Acum depinde, sunt bărbați cărora le crește mai repede, sunt bărbați cărora le crește mai încet. Dar în general conturul să fie curat tot timpul pentru că arată impecabil. De acord, bun, asta o știm. Spune-mi ce produse de styling trebuie să aibă un bărbat. Noi începem deja să vedem băieții. Da. Păi și luăm atunci, stai că ne apucăm să discutăm așa, practic. Hai să stai aici să te vadă lumea. Hai aici să ne tungi și asta vrei să zici. Vezi pe Jean ce frumos. A pus la treabă. Deci așa, toți manechinii sunt frumos, Jean e frumos, ce să facem? Știi cum, i-a ales, i-a scos la tablă. Eu vorbesc de un corporatist acum, care trebuie să se tundă, să se aranjeze când se duce la muncă. Un costum blămarin, frumos, o cravată, un palton, că vine frigul și asta este. Aveți tupeu, purtați pantalonii scurți, cum îi are Daniel. Arată excepțional. E alegerea voastră. Nu vă oblig. Ce-mi place acul la gulerul cămășii. Ridică frumos și arată elegant, arată rafinat. Așa, și dacă pui și o batistă, ești perfect. Luați loc, băieți, să vă văd. De clienții. Până una alta mai vedem 2-3 băieți. Noi ne ocupăm cu... Cum trebuie să pui acum? Pe sub nodul cravatei, nu? Pe sub nodul cravatei, da, bine. Poți să porți cămașa cu aco, poți purta. Deja numai când vin eu să fac revoluție. Da, știi ce? Că și eu m-am tuns de dimineață, dacă știam... Singură? Nu, cu Georgiana, m-a ajutat Georgiana acolo, Am înțeles. Eu nu m-am tuns azi, a scăpat freza mea. Era vreau okay. Să știu ce gătim azi. Avem, este acolo Horatiu care face un chiș de somon senzațional. Dacă mi-este permis, aș avea o completare. Întotdeauna la emisiuni vin bărbați frumoși, țiplă, să zic așa. Noi ăștia mai puțin favorizați, respectiv cei care deținem niște kilograme în plus. Avem șanse să fim îmbrăcați? Să știi că am inuțe cu burtică. Ele n-au burtică de la început, dar se așează pe burtică. Mi-a scris cineva și m-a întrebat, zice, ce facem cu burta? Zic, eu vă dau două soluții. Una, o îmbrăcăm, că n-o să ne facem de râs acum cu burta. Și doi, vă dau doi băieți de ăștia care vă învață tot. Deci, ce mănânci, ce bei, ce faci, unde alergi, deci tot acolo și la ce sală. Păi știi cum te slăbesc? Când păi uite, Bogdan, dacă îți povestește Bogdan ce nu mănâncă, ne-am nenorocit. Deci eu nu mai vreau să-mi povestească. Mă lasă, nu. Da, bun, hai și să ne apucăm de treabă, nu? Păi ne apucăm de treabă, vedem băieții, uite, vorbeam de Bordeaux, v-am vorbit tot sezonul ăsta de Bordeaux. Bordeaux este una din culorile must have.
Știi că am obiceiul să subliniez, pentru că oamenii se rețin. Aici este un sacou foarte strâmt și special l-am dat așa. Vreau să vă spun că puteți purta așa și bărbații români deja au început să adore sacourile foarte, foarte strâmte. Puteți să le purtați foarte strâmte, puteți să le purtați scurte la mâneci. Dar atenție, pentru că dacă nu e suficient de lungă cămașa, va arăta prea scurt. Deci nu poți chiar oricum oricând. Lungimea asta scurtă a pantalonilor îi arată bine. Dacă ți-o asumi, te duci la birou așa, îți place, ești în regulă, poți să fii și clasic. Poate să atingă pantalonul, poate să atingă pantoful. Nu-i nicio problemă. Deci nu trebuie să fii fashionist, nu trebuie să fii venit de la Pitti Uomo. Mergem la Pitti Uomo în ianuarie. Iară pleci acolo. Păi de-abia aștept, băi, mai frumos. Mai întreb pe oameni de... Normal, de voi, îți dai seama să zic. Ce mișto e sacoul ăsta? Sacoul ăsta e foarte frumos, este un melanj pe bleu, albastru foarte și bleu-marin, cu un pic de gri, da. Este foarte fin și subțire, extrem de confortabil, neconstruit. Poți să-l port cu un tricou pe ăsta? Clar, și mâine suflecat. Mâneci suflecate, cu sneaker și în picioare, cum are el. Îmi plac foarte tare ținutele cu jeans și am postat chiar astăzi o ținută cu o bicicletă la rever. Un pin. Am o mulțime de pinuri interesante în formă de mașină, în formă de bicicletă. Vai, mor după ele, le ador. Da, ne tundem, ce facem? Da, 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 văd că deja a trecut la treabă. Acolo de treabă. Păi e treabă serioasă. Treabă serioasă. Rămăsesem la lucrurile pe care trebuie să le aibă un bărbat. Cu ce trebuie să dea în cap? În afară de cei de nevastă în cap, trebuie să se dea și el cu ceva în cap. Dacă ia o tigaie, să aibă asta un gen. El așteaptă acasă Simona Halep noaptea. Ce trebuie să am? Trebuie să am fixativ sau gel? Ia zi, ce-mi recomand? O ceară de păr, o pălărie. Eu am renunțat la mașina de ceva timp și merg foarte mult cu transportul în comun, la evenimente sociale, teatru, în fine. Și am remarcat că sunt foarte mulți bărbați care investesc foarte mult în stilul vestimentar, da? Și de însă uită un pic de, de frizură. Și atunci ideea este în felul următor. Am trecut deja de etapa aia 90-2000 cu Eros Ramazzotti, când purtam foarte mult gel în cap, ridica porul, așa. Acum am revenit la ceară, la pastă, fixativ. Pasta o folosim când părul este destul de greu de aranjat, îl modelează foarte bine. În schimb, fixativul folosim pentru bărbații care au un fir subțire, o textură foarte, foarte fină. Încă îl modelează foarte bine, îi dă mai mult volum. Da? Aici am vrut să exemplific un pic. Cred că are undeva la 10 zile de când nu este atuns. Da. Și o parte am conturat-o, cealaltă am lăsat-o cum a venit. Ca să puteți să vedeți diferența, ce înseamnă pur și simplu doar să faci un contur și atât. În rest avem două tipuri de modele aici, pentru că sunt foarte mulți bărbați care se tund, se duc la frizer, frizerul nu știe cum să-i tundă, nu știu ce vor și atunci sunt un pic dezamăgit. Ideea e că se pune foarte mult accent pe forma feței pe care o avem. Și aici avem o față alungită, da? O formă a feței alungită. Și atunci este foarte bine că porul este de o lungime medie. Încă ce face? Îmbracă. În schimb, dacă ar fi purtat por ridicat cu pastă, ceară și așa mai departe, ar fi alungit și mai mult, ceea ce nu era ok. Pe când aici avem o față triunghiulară. Fața triunghiulară, ca și fața ovală, este foarte ok cam pentru absolut orice fel de tunsoare. Da? Ne ajută. Ce fericit e bun, da. Important este să fie aranjat, îngrijit. Și mai important să fie părul spălat. Da. Nu ne culcăm cu pastă în păr, cu fixativ, cu... Da? Deci tot timpul să arătăm impecabil. Bine, și acum poate că ori să vină mulți, ori să întrebe, dar dacă îmi dau zilnic cu pastă, cu ceară, cu fixativ în păr, nu deteriorez ceva, nu o să-mi cadă părul? Nu... Dacă îl speli seara... de la persoană la persoană foarte mult. Spre exemplu, de-aia recomand fixativ bărbaților cu păr fin, pentru că el se depune fix pe structura firului de păr, nu atinge rădăcina. Deci din moment ce nu atinge rădăcina produsul respectiv, nu are ce să influențeze. Și în general, cineva care are părul cu o textură, cu un fir subțire, trebuie să folosească doar fixativ și să nu pună pastă. Fixativ, pentru că dacă ai pus pastă, lipește foarte tare și o să pară părul mai rar decât e. Gelul, la revedere. Și atunci rămâne singura opțiune fixativul. Uscat cu perie, fân, ne ajută foarte mult. Acolo sunt eu, la fixativ, acolo. Și nu pui mult, exact, nu pui mult. Sunt persoane care folosesc fixativul de foarte aproape și atunci nu e ok. Hai să ne întoarcem la hainele astea, pentru că... Fular, două rânduri de nasturi, carouri, am văzut din nou, vă repet, carourile nu se pun seara.
sunt pentru evenimente de zi, pentru birou, pentru... poți să porți cu tricou, cum e stilul tău. Stilul tău ăsta este sneakers, jeans și... Deci nu seara carouri, nu? Nu seara carouri niciodată, știu, văd la anunți. Da, carourile nu sunt elegante, nu sunt deloc originale, nu știu ce Dumnezeu. Bărbații români au această impresie, domne, vreau să fiu original, mă îmbrac în carouri gri și carourile sunt clasice. Nu, sunt întotdeauna. Te vezi peste tot, adică... Te remarcă, da, dar nu înseamnă că ești original neapărat, ești așa, bine. Și nu înseamnă că ești bine. Da. Da, ce uite mai aici. Ce uite piele, chiar pe sport. Piele, geacă de piele, da. Și un sacou de data asta la un rând de nasturi cu pantalon de stofă, stofă în carouri. Fiți atenți, pantalonii de stofă în carouri se poartă. Poți să-i porți cu sacou uni, poți să-i porți cu jachetă de piele, poți să-i porți cu trench coat, poți să-i porți cu palton direct și cu vestă. Nu purtați carouri mari și foarte colorate dacă nu aveți picioare subțiri. Picioarele groase, clar, fără discuție. Deci dacă vrei să vadă, păi da, trebuie să știe. Dacă vrei să arăți suplu și așa... Suplu, o dai pe uni, o ții pe uni, pe blămarin, pe negru, pe gri închis, dungi pe lung, bravo. Da. Vezi, Adina, că am început și noi să mai învățăm ceva. Da. Hai, bine, din nou maleta din mătase naturală cu lână, care e excepțională. Băi, în primul rând e foarte comodă. Uite, asta ar trebui să o învățăm și cu Ristei, dacă își dorește și el. Da, pentru mișto că e o variantă de ieșit. Uite, dacă mergem pe la Brașov în weekend în gașcă, exact, am putea. E și mai grosus decât și asta și dacă ai, nu știu, spectacole afară, Florin. Da. Aceeași regulă și la dacă portăm maletă, să-mi iasă mâneca un pic. Da, trebuie să iasă un pic mâneca neapărat. Da.